Salut! Noi suntem Cocolix! Și bine ați venit la un episod de Cristina Joacă! Este Lanțuri de argint, horror, în care mă joc eu. Eu sunt o gameriță de jocuri horror. Știți ce? Mă joc eu, ăsta este adevărul, mă joc eu pentru că lui Felix e prea frică. Nu, nu e adevărat. Eu o să fac salat de vinete și... am uitat pe ce... Pe ce apăs ca să mă... Că îți apare punctul! Ah, vezi ce gamerițe sunt. Ce faci? Hai, vorbește de salata ta de vinete. Cum ce găsesc eu punctul? Ați vrea să fac salata de vinete? Dar nu știu ce s-a dispărut. Nu găsesc punctul! Frate, nu găsesc punctul. Poate dacă te pleci. Azi vreau să fac salata de vinete și nu vreau să mă obosesc. Vreau să văd de ce n-are probleme. Ați auzit? Felix vrea să fac astăzi salate de vinete și nu vrea să se obosească, de-aia nu joacă el. S-a pus abia la joc. Da, frate, s-a pus abia la joc și nu ne lasă să coborâm din pod. Asta e, du-te înapoi. Să văd la asta. Au, Felix, mai ușor! Mă amețesc aici. Se poate coborâ? Nu, că s-a pus abia la joc. Nu știu de ce. Du-te în capăt. Și în stânga? Da. Sunt foarte curioasă cum o să-ți iasă salata de vinete, Felix. O să iasă foarte bună. Eu o fac genul, o las la cuptor, o curăță Cristina, taie Cristina ceapa. Eu tai ceapa, dar tu o curăți. Și după aceea o mâncăm. Eu nu sunt din aia care mânc cu maioneză, nu? Nu, noi nu suntem din aia cu maioneză. Doar cu ceapă și cu puțin ulei. N-am mâncat cartofi de mai mult de o lună și încă n-am abdomen. De mult de o lună! Viața nu e așa corectă! Ok, ce caut aici, Felix? Ce am mai rămas să căutăm data trecută? Până ce nu ne prinde femeia aia? Nu s-a salvat data trecută. Nu s-a salvat? Nu s-a salvat, du-te de aici. Și cum adică lucrurile pe care le-am făcut eu, uite, au rămas făcute. Apăsă pe ea, du-te pe ea, apăsă pe ea. Trebuie să găsim amulete, vezi? Da. Apăsă pe ea. Ok. Acum, așa, acum pleci unde ai venit, acum să-l lase pe pod. Doar că trebuia să ne zic asta. Dă-i pe T, lumină din aia. Așa, da, du-te. Și acum crezi că mă lasă să cobor din pod? Așa cred. Ia să vedem. Pentru că trebuie să știi că trebuie amulete. E joc din la care se crede inteligent. Dar s-a salvat faza aia cu fetița, nu? Adică nu mai văd vreo fetiță, trebuie să mă sperii iarăși. Care fetiță? Aia cu surioara lui Peter ăsta. Pit, cum îl cheamă. Nu mai ții minte? Cred că da. Sper că da, că nu vreau să mai sperii. Dar par altele. Că acum trebuie să luăm înapoi mingea aia cu ketchup. Mingea cu ketchup? Mingea cu ketchup. Eu sincer nu mai țin minte. Nu știu cum să mă ridic. Pe merge față. Ah, se ridică singur? Da, nu-l pui uneori. Când apeși pe ea, se ridică. Și când, dacă s-a plecat de pe ea și când dai tu control, uite, acum vezi dacă te lasă. Ia să vedem, mă lasă oare? Aaaa! Bă, deci nu mă lasă să merg. Ai de viața mea. Asta cred că de la update-ul ăsta pe care l-au băgat ei. Nu! Nu! Nu mă ne-n mai video. Dar te rog! Făcut. Am apăsat pe chiar dacă nu mă arăta, știi? Pe bune? Da, deci pur și simplu apeși pe ea. Ce camera aia? Asta era... Aoleu, camera care se deschide. Te rog frumos să te duci, Cristina. Treaba ta, ce faci acolo? Să ketchup zburător. Cu muște. Ah, trebuie să luăm mingea. Hai să luăm mingea. Stai! Da? Era efectiv nu cineva care se uita în geam la noi. Ți-am zis? Ce-am făcut? Trebuie să pun secret în circle, dar nu acum. Asta e ultima. Dar nu, dar mai avem loc aconitele. Și unde găsim aconitele, aconiturile? Dacă dau pe I. Da. Lasă-mă, ai mai spus de circle. Nu, găsești aconitele, du-te până în casă. Hai de mine, ca să putem să dăm foc la lumânări. Du-te până dreapta. Ok, haideți să mergem în dreapta. Deci jocul ăsta e dintre la care te sperie, frate. Ce se află în clădirea asta așa? Nu, dar mergi pe aici așa. Asta e camera aia în care n-am găsit nimic când am început. Uite, asta e lingeria. Știi cum e când îți vine un musafir la tine, îi dai lingeria? Uite ce frumoasă e. Să nu sper să nu vină nimeni aici să mă țină de picioare pe la spate, să-mi facă vreo chestie. Aici ăla l-am deschis data trecută, nu? Da, am luat ce a fost din ea. Ok. Și-ar fi o idee bună, și-ar fi să pleci din camera asta, nu știu. Du-te în camera, nu. Stai, în spate, nu? Aici e dressing room. Aici e dressing room. Lasă! Pentru femeie! Lasă! Pentru femeie, uite! E placă de aici! Cameră de dulap! Ai, nu-mi place camera de dulap cu gaură. Eu am plecat de aici. Unde vrei să mă duc? Ce am spus? Toaletă că miroase! Îmi arăta ușa! Nu, în față! Vrei să mă duc în față? În dreapta este aia cu păpuș, nu? Da. Ia caute pești în camera asta și te să faci. Hai să găsim, dar sertarele astea, nu știu dacă putem să căutăm prin ele. În dulapul ăsta mă pot ascunde, asta e bine măcar. Scaunul ăsta așa. Scaunul ăsta de bunică! Tablouri de bunică. Poze frumoase. Ok, lampa asta așa era? Da. O, cutie. Ce se află în această cutie, mă gândesc? Nu se află nimic, Felix, aici în camera asta. Oh my god, ia uite-te. Dar stai, asta trebuie să împing. Hai. Împinge-o. Împing. Ok, mergem pe aici. A, în dressing room. Dar nu puteam să mergem direct în dressing room. Pune pe. Stai că asta nu e dressing room. Lumină. Asta e diferit. Niște scări. Asta nu erau. Dar n-am mai fost în palat. Unde le duce? Oh, și m-am speriat. Stai puțin, asta e... Oh my god! Stai, astea sunt chestii noi. Noi n-am mai fost în camera asta. Uite, băiețelul ăsta e... Opa! E manivela aia! Că tu ai, încă o ai. Dar noi n-am pus-o. Care-i faza? Oare mai găsim pe aici ceva? Caută, Cristina, caută! Dar stai, ce s-a deschis? Pe nu s-a deschis, că dacă trebuie să o puși pe pata, trebuie vreo două să faci, știi? Stai să văd dacă mai mi-apare ceva pe aici. Gândește! Imediat, jocul... Uite aici. Trebuie să pun. Uhu! Tot nu s-a apărut ceva. Ia mai caută dacă mai e unul. Mai este vreo dintre asta? Uite aici. Asta. Bă, câte secrete, nu m-aș fi gândit să fac așa ceva. Ce nu s-a deschis? Întoarce pe tot. Ce nu s-a deschis? Opa, biblioteca. Ah! Stai puțin, asta este biblioteca. Ah! Despre care se tot vorbea în jocul ăsta. Uite și acolo. Uite un trandafir. Tu ai luat un și ăsta. Deci o chestie cu care scăpăm de ritual. Ce chestia asta? Aconit, trebuie să găsim aconit, trebuie să mai găsim 3. Asta e aconit? Da! Așa de șmechire aconit. Vezi ce mai pare așa mai pe acolo. Dar uite, Felix, aici este semnul ăla. Da, și dacă dai unul supre... Și eu mai văzusem semnul ăsta. Păi, mai caută-l. Chiar și sus în pod era. Da. Bă, ăștia erau bogătași aici. Nu pot să merg aici. Nu poți, că ai tocuri, că așa femeile partă tocuri. Uite, Felix, nu-i niciun toc. Și eu când port toc? Doar la nunți. Zice la nunte. Ce coș de gunoi are, că e o oală de toaletă, cât se face când ai nevoie, ai de cap meu, dar e lumină acolo, este ceva suspect și suspicios acolo. Mai rău și în partea dreaptă. Stai să-mi apăs pe T și să văd, acolo în partea dreaptă nu mai e nicio ușă. În partea dreaptă din camera alaltă. Ah, hai să mergem. Haideți, de ce râzi ca un gamer? De tine, nu de ce râd. Oh, s-a zis asta. Opa, e aceeași casă. Ok. Monosucle! Hai să băgăm monosucle, poate vedem ceva. Apa, uite lumina. Da, o văd. Urmărește-o, Cristina. Urmărește-o ca o femeie ce ești. Ok, încerc. Deci mi-e frică dacă se întâmplă ceva. Aici e una cu night. Merge în partea. Stai să-mi bag lumina. Uite, păpușă. Cu capul în sus! 6, 8, 9, 6. Nu, cu capul în jos. 9, 6, 8, 9. Ai dreptate. A, știi unde-i? Uite! Unde? Aici, la ușa asta? 9689? Da! Hai! Ce faci? Nu știu, 9689. Da, dai. Deci? Nu, pe alta. Pe ce pe aia? Pe alta, pe alta săgeți. Nu, pe astea, nu pe astea. Ok. Dar nu merge. Dă-i jos. Nu merge. E? Și acum? A, numai cu E? Da, și de la dreapta-stânga. A, ce interesant. 9, 6, dă-i dreapta. Ok. 9, 6 pus. 8. Hai să punem 8-ul. Hai de capul meu, oare ce va veni aici? Acum ai tu. Așa. Ia! Uhu! Păpușă de treabă, ne-a arătat. Uite, acum ai tu. Ia, uite el. Ia, acum ai tu. Câte ne trebuie? Mai două în afară de asta. Da? Wow! I have to find asta. A, mai trebuie să sunt una. Ăsta e cel de-al patrulea? Da, mai trebuie să sunt una. Îmi bag aici lumina. Hai că a fost șmecher să-l găsim. Hai jos, că cred că e unul pe etaj. Dreapta, stânga, înapoi. Păi hotărăște, dreapta sau stânga? Aici. Ah, ok. Hai să mergem la scări și să ne ducem sus, la etaj? Păi suntem la etaj, jos. Ăsta e ultimul etaj? Da, cred că e una cu n-ai pe etaj. Tu, Felix, nu crezi că le știi cam pe toate? Păi da, e logică, de ce să... Dar trebuie să ai răbdare cu mine, nu trebuie să zici că da. Știu eu când sunt în școală, sunt... Mă duc aici în școală? Probabil la școală, pe catedră. Ia dacă careva vreun elev, ia, apasă pe R. A, pe monosiclul ăsta, asta se arată. Uite aici. E la parte... Uite, scări, ca să coborâm acolo jos. Bă, ce scări. Scări, să coborâm acolo jos unde nu coboram înainte. Mai ții minte? Nu mai țin minte. Ba da, uite aici, unde nu cumpăram înainte. Stânga. Eee! Dar se vede numai cu monosucle scara. Acum nu ne-am gândit să punem. Și Folosesc. Da. În sfârșit ajungem aici. Puteam să punem monosuclele când am trecut pe la asta. Dar crezi că a fost tot timpul? Apasă pe T ca să vezi lumina. Pe T, pe T. Da. Ascunde, 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 ascunde. Nu știu unde. În dulap, 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 dulap. Ți-am zis să te ascunzi în dulap. E hai, e hai, e hai. Na, ți-o rup mâna și capul. Ce nu te-a ascuns? Vreau să mă împiedice să punem capăt acestor vraje. Ce femeie urâtă, frate. Și acum ce se întâmplă? Nu știu, dar sper să... Mi s-au dus acum night-urile? Nu știu, vezi dacă te dă direct în zbiara aia. Poate trebuie să iau ultima acum night. Tu te duci de pe dulapul de pe jos, nu? Da. Nu vedeam niciun dulap. Păi scaune dulapul, că zbiara aia. Nu reacționez bine la stres. Deci dacă s-ar întâmpla ceva în realitate și cineva mi-ar țipa, eu nu știu ce să fac. Odată când ai zis că se arde mâncare, da focul mai tare. Mai de mult. Păi trebuie să... Și după aceea zici gata. Și când vii la cuptor ardea aia tot. Trebuie să ai grijă cum îmi spui. Dacă spui se arde mâncare, se arde mâncare. Eu mă panichez dacă spui Cristina, se arde mâncare. Eu atunci pot să gândesc. Știi cum e. Odată când ai schimbat programa, ai închis televizorul. Hai Felix, lasă-mi, faci o reclamă rea. Aaa, de aici, de sus, de la ultima cunai. Îmi faci o reclamă rea, Felix. Trebuie să mergi jos. Lasă că ne descurcăm, avem experiență. Deci mergi iar în școală. Stânga. Da. Acum știm unde stânga. Aici știu. Da, și te duci și după ce e ăla, te ascunzi în dulap. A, deci de la ultimul ăsta, da, nu? Da, mergi prin școală. Acum mă duc. Hai de mine, da, da, unde stă oare femeia aia? Devine așa la mine. Nu știu, dar nu știu dacă îi place că e aconitul ăla. Nu cred că... Ce nu-mi place când vine femeia urâtă. Prima dată, înainte să iau aconitul, mă uit la dulap. Vreau să văd, să vizualizez dulapul. Poți să pe direct, așa? Deci, stai să vedem. Acolo e aconitul, da. Și dulapul este ăsta. Da. Dar mă deranjează dulapul ăsta, îl împiedic de el. Ia aconitul și fugeți de acolo, da? Fugi! Fugi! Apasă, apasă, apasă! M-am apăsat pe shift și am fugit. Mai repede, Cristina! Mai repede! Nu putem mai repede! M-a tras din dulap! Trebuia mai repede! Da, am fugit, dar n-am fugit ce-i drept de la început. Ai dat pe shift? Da. Am dat pe shift, dar de la jumătate. Păi, vezi? Mai avem încă o încercare. De fapt, cred că mai avem câte încercări vrem noi. Ai de mine. Că n-are lumea ta lumină. Probabil acum, a treia oară să fie cu noroc. Hai să vedem. Dacă nu mergi nici acum, sau să încerci să fugi pe scări? Cum să fug pe scări, Felix? Nu pe aici. De ce pe aici? Nu mi-apare. Pe partea altă. Dar dacă pun monociclu? Pune-l. Na, cum mergi? Atunci când vrei să faci ce vrei tu, dar nu se poate. Cineva așa crede că merge. Ok, haideți să vedem dacă a treia oară este cu noroc. Dacă mă scoate și data asta din dulap, eu nu știu ce să mă mai fac. Ce să mergi pe scări? Cum să mergi pe scări? Ia și mergi pe scări. Păi, dar e scara lângă tine, uite, asta e scara. Uite, te duce ea. Și ce crezi, că ea nu vine? Nu, lasă monosucle ca să vezi scara. Iei asta și te duci pe scară. Încerci, știi? Asta e o idee. E frică, fă-i tu, Felix. Du-te tu, că vreau să faci tu, că e mai rând mai mult. Nu mi-apare! Nu mi-apare! Nu văd dulapul! Tu de ce vezi prin întuneric? Și mai du-te și tu la salon, că mai enervezi. Mai dați cu balsam, tu n-ai văzut ce păr de paie ai? M-am uitat și de cineva, dar nu spun de cine. Dar e prea sportivă. De ce așa sportivă? De ce așa sportivă? Da. Că femeia are impresia că dacă e slabă, poate fi și uită. Nu, adică e super energică. Să mai dea și la alții. Păi nu face nimic toată ziua. Aleargă după oameni toată ziua, de-aia. De-aia are viteza asta. Foarte simplu, ce te-ai ascuns în dulap? Cred că te-ai ascuns în dulap, sau părțezi, nu știu, pe ușă? Nu, te-ai ascuns în dulap, Felix. Efectiv nu mi-a părea nicio ușă, nicio scară. Nu, scară. Am întrebat dacă trebuie să mergi pe ușă. Păi care ușă? Nu, că asta vine după tine. E ușa asta. E ușa asta de unde vine ea. Hai să încerc. Da, deci trebuie să ai viteză mare, să te duci direct în dulap. O să reușească gamerul, că a apăsat pe shift de la început. Mamă, cât de ușor a fost. Ce înseamnă să ai talent? După experiența mea. De 4 încercări. Saving. It's time to go to attic and find the doll. Ah, perfect. And finish the doll. Hai de mine. Poți să pete. Peter. Să ieșim. Și Peter, ca ia, să ia, poți să te urci pe scara aia sus. Ia, vezi dacă mai are monosucle. Imediat. Ah, fain, trebuie să mergi pe ușă. Aoleu, ne-a lăsat fără monosucle. Unde găsim scări? Pe ușa. Uite că ne-a deschis femeia ușa, că a fost ea de treabă. Stânga, 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 stânga. Felix, tu le ai foarte bine cu dreapta și cu stânga, pot să zic. Ai de mine. Deci, aici. Mai un etaj, mai un etaj. Ah, trebuie să mergem în attic, ok. Haideți să mergem în pod, unde ne place nouă și unde îi place lui Felix. De aici nu știu care parte stânga. Nu știu, mergi pe care vrei. Ah, uite, și unde e covorul. Și de aici în dreapta. Și uite, uite scara în față. Cum se aude? Chestia ta de ulei. Aoleu. Dar de ce a căzut acolo? Aia te prindea cu mâinile femeia. Pe bune? Da, pe geam și te prindea, de asta ai să fugi. Aoleu, mi s-au dus tot sângele în picioare. Asta că circul mai bine atunci. Așa se întâmplă la, da, la jocul horror. Pe aici? Ești sigur? Am bine. Da, 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 da. Și aprinde toate lumânările. Hai să aprindem lumânările. Ține că ți-am adus brichetă. Ce se întâmplă? Ce s-a auzit? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Sper să nu vină nimeni. Vezi să nu vii ceva în spatele tău. Și asta s-a făcut galbenă. Uite-o cu pușa în față, râde! Uite acolo pe scaun. Ruge repede la ea și ceartă câte o părere înainte. Pușa asta nu-i de credere. Ia, apasă ce... Vreți să vedem ce zice păpușa? A, o pui în ritual. Pune în ritual. Hai de capul meu. Pune repede, Cristina. Ce ochi verzi are. Pune în ritual. Ce față are Felix? În care ritual? În ăsta sau în ălalt? În ăla de foc sau ars sau purifici. A, nu-ți place, a? Nu-ți place purificatul, a? Se sparge! Tu! Ți-ai bătut joc de noi, ne-ai mințit! Asta se întâmplă dacă ești o pupușă mincinoasă! Am terminat? Oh my god! Profesor, ne machiați! Cine era ăla? A ieșit cineva din păpușă? Ăla cred că era blestemul de care trebuia să scăpăm, Felix. Saving. Acum poate ne-și lasă, noi să ieșim din casă? Eu ies de aici. Haideți să căutăm o ușă repede. Da, 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 da. Are lacă. Asta era ușa de intrare. Asta era ușa de intrare? Da. Stai să apăs T să vedem pe unde putem scăpa. Aici nu era cumva o ușă. Acum ce se întâmplă? Vreau să scăs ușa aici. Nu. Ba. Ah, ok. Merg pe aici? Ah, da, 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 da. Tot lacă tăi. Ai, ca labirintic. Dar stai puțin ce se întâmplă. Merg dintr-o parte în alta și la fel. Pe labirintic. Nu vrea pe ușa din față, pe ușa din stânga, mergi pe ușa din față. Deci în față. Da. Mergem pe ușa din față. Ușa în dreapta. Ok, haide, poate pe asta avem noroc. Tot dacă dai. Tu ai ceva la tine? N-am nicio cheie, Felix. Monosucle, râ? Hai să băgăm râul. Lasă monosucle? Râ nu merge. Nu cred că mai avem monosucleu, Felix, ni l-a luat pe pușa. De ce mă la monosucleu? Voiam să-l vând pe OLX. Bă, serios, hai să pătăsăm la information, nu ne lasă. Ce mai pe aici așa? Prin... Poate printr-un dulap. Hai să-mi bag în el. Dar nu mă lasă să mă hide. Hai de mine, asta era ușa, Felix, spre care puteai să intri. Dar nu știu cum se întâmplă ca să o deschizi. Tabloul ăsta? Ce zici? Ai vreo idee? E ușa asta. E ușa asta. Da. Deci, după cum ați văzut, erau vreo 3 uși, dintre care una era închisă. Și ne duceau greșit. Cred că una dintre ele ne-ar fi dus bine, dar ea aia blocată. Deci, trebuie să fie o șmecherie. Ca să deci... Hai să fim atenți la obiecte, poate găsim ceva. Open. Dar trebuie să găsești ceva ca să-mi openuezi ușa. Să-ți openuezi? Open. Oh, asta nu era deschisă. Ia, Felix, ce poți să găsești aici, la bibliotecă? Noi am mai fost aici. Și era semnul ăla ciudat. Știi? În partea dreaptă. N-am făcut nimic cu el. Rochie, nu găsesc. Hai, uite-te cu atenție, că poate se află ceva pe aici. Are și vreo cheie să ne dea cineva? Nu crezi că e nimic? Sunt cuiat. Deci asta înseamnă că trebuie să facem neapărat ceva aici. Deci ce să facem în bibliotecă? Dar tu nu te-ai uitat printre toate rafturile ca lumea. Uite, poza asta. Ai, ca și cum ești strangulat, ok. Și acum? Okay. Acum pot să plec? Acum ne deschide ușa? Ne deschide, uite și tu voia să ne arate cum era ea tânără, când era tânără. Pleacă, 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 pleacă. Am recuperat poza. Fugi! Cristina, fugi! Fugi la mașină, fugi! Cristina, fugi! Fug. Dar nu prea mă las ăștia să fug, Felix. Sper să nu mă tragă nimeni de picior. Stai, ce? Stai, ce? Mamă? Mamă? Peter, îmi pare rău. Ai reparat tot. Pentru că eu n-am putut să repar tot, dar chiar dacă n-am zis. Nu, acum tu trebuie să repar tot. Suntem afară. Nu putem să plecăm de aici. Despre ele și Timmy ce știi? Ei încă sunt sub vrajă. Dar nu pot să-i ajut. Ajută-i tu! Timmy, păpușica aia, mai țineți minte? I-am promis Ellie. I-am promis lui Ellie totuși. Nu vreau să ajut pe Ellie. Trebuie să ajutăm pe Ellie și pe Timmy? Nu! Bă! Zice că ne iubește. Ok. Mai mergi în față dacă vrei să mergi în față. Vrei să merg în față? Mergi în față. Bă, dar nu știu cât ne-a să salvăm pe Timmy și pe Ellie. Asta vedem să am lumină. N-am mult să merg, Felix. Ușa asta. Asta e femeia rea? Vezi că dacă... Felix, ia tu manevra, că nu știu ce fac, nu panichez. Ok. Eu nu cred că mai vreau să mai salvez pe nimeni. Ascunde-te. Nu! Ocupați-ți la baie! Asta e baia mea, te rog! Vreau de-a hârtie! Nu! Ia tu hârtia! Chiar ia hârtie! Ah, se pare că a avut poza! Se amintească de ea când era tânără. Ce narcisistă? Narcisistă, fantomă narcisistă. Acum apare Timmy, stai să vezi că el era cu mingea. Știi că așa a început la început jocul. Timmy! Timmy! Ce faci, Timmy? Sper că arăți bine sub masca aia. Are o mască, vezi? Da. Mi-a dat o minge, ce facem cu mingea? Adevărat era ăsta. Bă, ce m-a speriat. Trebuie să-l salvăm, trebuie să-i... Să-i facem puțin masaj la coastă. Se cheamă acupunctură. Da, i-am făcut puțin de acupunctură. Eu zic că am făcut bine. Mă las să plec din casă, îmi doresc să plec din casă. La aia i-am dat poza, e mulțumită. Nea, se vede cum arată aia în tineța cu 120 de ani. Ăla era Instagram-ul ei. Era profilul ei de Instagram. Și acum ce să fac? Nu știu că-ți arată cu monoclul. Pe E sau ce? Ce se întâmplă? Nu știu. Ei toate scândurile alea? Ce se întâmplă? Nu. Te rog! Îs vegetarian, nu mă bate! Nu în ochi! Cu ochii aia eu văd! Trebuia să plecăm, nu trebuia să mai salvăm pe niciun Timmy și pe nimeni. Trebuia să fim egoiști. Vezi? Dacă uneori încerci să ajuți pe alții care nu vor să fie ajutați. Dar nu știu de cum, dar ne vindecăm. Felix, era acolo un cuțit pe jos. Nu pot să... Nu, știi care e faza? Eu trebuie să iau astea. Ok. Apasă pe E, hold. Așa. Ține apăsat în continuu. Dar vine la bunește să fug de el. Hai de capul meu. Vine. Nu, te rog! Te rog, nu! Ești prea mare! Shift-ul lupește că nu merge! Credeți că ne-a scăpat de urmă? Felix, cred că e aproape. I-aud pașii. Grăbește-te! Fuga, cardio, hai! Fuga! Și trebuie să apeși pe astea. E frică. Take! Puteai să iei. Oh my god! E ca vorbărea profesoara când culeam pe cuvântul meu și era și ea! Fugi! Repede pe shift! Fugi, Felix, ca să ai timp acum. Dar nu vrea să fugă! Rup shift-ul în două! Eu trebuie să iau alea, știi? Take! Fugi! Ai luat! Poate trebuie să mergi pe scară, jos, nu știu ce să zic. Stai puțin, cred că trebuie să mergi în alte locuri, să mai iau și alte locuri, știi? Și ce trebuie să mai luăm? Că e foarte greu, ăsta e boss-ul final? Boss-ul de boss! Proful de mate! Boss-ul de boss! Și acum ce ne facem? Poate să mai iau din la de pe jos. Crezi că mai trebuie să mai iei? Ai venit până altă parte, Felix. Hai să nu dăm nas în nas. Nu. Aoleu. Ah! Felix! I-am văzut. I-am văzut organele. Nu! I-am văzut organele sutien. I-a tras o palmă. Tipic femeie, s-a supărat pe noi. Eu zic că eu aleg să nu bat bossul final, pentru că mi este milă de ce se întâmplă dacă îl bat. Așa că las jocul să se oprească aici, să nu bat cu bossul final, știi? Îl las cu toate organele. Ce zici, Cristina, îl batem sau nu-l batem? Eu zic să nu-l batem, că e atât de frumos. O lăsăm și pe ea să se bucure de viață. Eu dorm, eu să stau aici. Stăm aici, spune-și. Zi, Felix, odată! Eu nu mai știu cum zici din casa asta! Ok, eu stau aici, nu o să mă găsesc niciodată. Sigur. Nu, stai, știi ce fac eu, stai că-s game. Ia, ce faci? Te ascunzi după ce? Stai să vezi. Mă bag sub asta. Da, și rămâi acolo. Da, partea altă. Și știu că nu o să mă găsească și acolo rămân. Și acolo, uite, sub asta rămân, așa, sub asta. Aici rămân, ok? Am terminat jocul, jocul a fost foarte fain. N-ai de ce să bați ultimul boss, nu s-a apăsat butonul de Cocolix. Scrieți în comentarii ce vreți voi și ne vedem data viitoare. Pa!